În urmă cu o săptămână, guvernul a aprobat programul de susținere a producției de legume în spații protejate pe anul 2021. Asta după ce producătorii de legume și-au vândut producția de primăvară cu gândul la acest proiect blocat în avize la Ministerul Economiei. Noul program prevede acordarea unui ajutor de minimis de cel mult 2000 de euro pentru 1000 de metri pătrați cultivați cu cele 5 legume. S-a aprobat ajutorul de minimis care se dă pentru 1000 de metri pătrați solar la legumele tomate, vinete, ardei și castraveți. Dosarele se depun până pe 21 iulie, se depun la APIA. Depunerea cererilor se va realiza până cel târziu 20 iulie, inclusiv, iar valorificarea producției se va face în perioada 2 noiembrie-2 decembrie, iar legumicultorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de ajutorul de minimis sunt să fie înregistrați în registru unic de identificare gestionat de APIA, să utilizeze o suprafață de minim 1000 de metri pătrați cultivată exclusiv cu una dintre culturile care fac obiectul programului, respectiv ardei gras sau ardei lung, castraveți, tomate și vinete, să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, să fie înregistrați în evidențele registrului agricol deschis la primărie, să dețină registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat cu data înființării și avizat de oficiul fitosanitar județean și să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente specifice, respectiv bonul fiscal, factura, fila din carnetul de comercializare. Ieri trebuia să fie prima zi de depunere a dosarelor, iar la APIA nu s-a prezentat nimeni, deși Oltul a fost fruntaș la programul Tomata, iar producția de castraveți este una peste așteptări. Reprezentanții legumicultorilor susțin că oamenii nu mai cred în promisiuni. Normal, micii fermieri sunt bulversați pentru că un plan de cultură se face din iarnă pentru tot anul. Acum nu vii și spui, stai că îți dăm la toamnă pentru anumite produse care foarte mulți producători nu le au în cultură sau nu le vor avea. Deci este o bulibășeală cu care de fapt ne-am și învățat în ultimii 2 ani și micul producător este la mâna lui. Plafonul maxim alocat acestei scheme de sprijin este de 30.785.000 de euro, iar valoarea maximă a ajutorului de minimis per beneficiar este de 2.000 de euro cultura 1.000 de metri pătrați.